O floare și un gând bun. Cu asta le-au sancționat miercuri 8 martie jandarmii suceveni pe doamnele și domnișoarele pe care le-au oprit pe stradă. Pentru astfel de gânduri și pentru a le oferi o floare, au oprit astăzi numeroase doamne și domnișoare din Suceava. A fost modalitatea prin care conducerea jandarmeriei a dorit să arate că în această zi reprezentantele sexului frumos sunt în centrul atenției și sunt cele mai importante. Jandarmii suceveni le-au felicitat pe doamnele și domnișoarele întâlnite în centrul Sucevei, oferindu-le câte o floare și un gând bun la început de primăvară. Flori au fost împărțite și femeilor care își desfășoară activitatea la instituțiile publice din municipiu, de către jandarmii suceveni care au dorit astfel să-și exprime respectul și prețuirea pe care l-o poartă. Jandarmii din Suceava au făcut deja o tradiție ca de 8 martie să ofere doamnelor și domnișoarelor mici simboluri ale primăverii.